Vă duceți la alegerile astea pentru președinte? Da. De ce vă duceți? Cu ce speranță? Sau de ce vă duceți? Să ne aflăm și noi între. La asta voceți dumneavoastră? Păi... Ați votat vreodată? Da, am votat. Cu cine ați votat, doamne? Adică aici am stat? Nu, pentru președinte. A, pentru președinte... Am votat, dar nu mai știu cu cine. Am înțeles. Acum spuneți, acum sunteți hotărâtă să vă duceți sau să nu vă duceți? Cum înclinați mai mult? Mă duc. Știți vreun candidat? Nu știu. Nu știu cine candidează. De exemplu, și-a anunțat, de exemplu, candidatura... Mă interesează chestiile astea și de aia. Și-a anunțat candidatura Andreea Marin. Vreau să vă întreb dacă ați vota un astfel de om pentru funcția de președinte. Da, eu cred că da. Aș vota pentru că... O știți pe Andreea Marin? Da, o știu. A prezentat la surprize. Da. De ce ați vota-o pentru funcția de președinte pe Andreea Marin? Pentru ce o recomand? O femeie deosebită. O să te duci la vot? Mă duc la vot. Îi votez pe care pică. Cum care pică? Care pică, nu contează. Păi n-ai unul așa care îți place? N-ai unul anume care îți place, un candidat? Ori Aida, ori mai unul care este așa. Eu știu care o ieși acum. Am înțeles. Te orientezi acolo. Da, acolo te... Vă duceți la vot dacă au... O să vă duceți? Da. De ce, doamnă, vă duceți la vot? Să vota. Știți pe cine o să votați? Nu știu. N-aveți așa un candidat? Nu. Dar de ce vă duceți atunci? Hai că sunteți culmea. Păi eu sunt culmea, dumneavoastră sunteți culmea. De ce vă duceți dacă nu știți pe cine votați? Până și noi ăștia în filă. A, nu aveți în momentul ăsta. Da. O să vă duceți la vot, doamnă? Da. De ce vă duceți, doamnă? Păi... Ce să zic, nu știu. Care e principalul motiv pentru care dumneavoastră vă duceți la vot? Ce cum vorbește, am înțeles. Se comportă. Adică spuneți că are o ținută pentru funcția asta de președinte, nu? Da, eu cred că ar merge să votăm pe Andreea Marin. Să fii obligat să votezi, cum spune ei. Fii obligat să te duci la votare. Și noastră aveți un antrenament așa, dacă vă duceți... Dacă e lângă mine acolo școala, mă dăiesc din curte, intru dincolo. E și aproape și vă și plictisit. Și intru la ei, secția de votare. Dacă era mai departe? Dacă era la urlați, nu mă vedea. Nu vă ducea. Că n-ai nicio speranță, ci votezi degeaba. Păi votezi degeaba, dar dumneavoastră profitați că e aproape, nu? Că e acolo și de-aia. Voi și plictisiți în ziua aia? Mai mă duc la ei. De Victor Ponta ați auzit? Da. Dintre Victor Ponta și Andreea Marin, pe cine ați prefera? Andreea Marin. Da. Și dacă o știți pe Andreea Marin, dar dacă... Știu că a primit surpriză de la Prețuiește Viața. Dar dacă ar candida, de exemplu, rivala ei, Mihaela Rădulescu, dintre ele pe cine ați alege pentru funcția asta de președinte? Tot pe Andreea Marin. Vă place Andreea Marin? Îmi place Andreea Marin, îmi place cum prezintă la surpriză și la Prețuiește Viața. Mi-a plăcut emisiunea ei. Doamne, credeți că se va schimba ceva dacă Andreea Marin va ajunge președinte? Nu știu, cred că da. Vă duceți la alegerile astea, de ce, doamnă, vă duceți? Așa, ca să iasă un om bun așa pe tron acolo. Păi cine ați vrea să votați dumneavoastră? Păi Iliescu l-aș vrea să votez. L-ați votat, doamnă, pe Iliescu? Da, l-am votat și de prima dată și l-aș vota și acum. De ce l-ați votat? Stați două secunde. Foarte bun a fost un om. Bun, și spuneți că vă duceți la alegerile astea, să puneți ștampila pe domnul Iliescu. Da. V-ați duce la vot să o votați pe Andreea Marin sau nu? Da, m-aș duce. Dacă nu era să fi Andreea Marin, să votăm pe Andreea Marin, dar cred că da, m-aș duce. Sunteți să-l Traian Băsescu. Asta zic. Da. Ar fi un președinte mai bun Andreea Marin ca domnul Băsescu? Da, ar cred că da. 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 De ce vă duceți la vot dumneavoastră? Ca să votăm președintele țării. Cum de ce? Păi e simplu. Adică de ce vă face să vă duceți de acasă? Ce vă determină? Fiecare om, dar sunt patriot, cetățean român. Fiecare om are un impuls al lui, deci vreau să știu și eu cine mă conduce. E simplu.